Bine, găsim, iată că pornim o către săptămâni după o pauză necuvântată, am avut sărbătorile pascale, am avut de recuvântit și multe alte întâmplări culturale și literare. Vom începe cu două din cărțile prezentate la zile cu vorbi. În primul rând, Antologia pe anul 2022, Biblioteca Revisei cu vorbi de ani. Cum știu, cum știți, sper că plăcim, în fiecare lună, Revisa cu vorbi de literare, găsește un pliant cu poezii unui altru colegii noștri. Antologia de pe anul 2022 este antologia 21, pentru că noi fiecare an scoatem o antologie de 12 pe an, într-o antologie precum asta. Și în această antologie sunt următorii poeți prezenți, Rafila Radu, Dorin Uritescu, Angela Furtună, Ana Alexandru și Șmanian, Angela Furtună, Bogdan Mihai Dascălu, Elisabeta Bucățan, Ioana Diaconescu, Șerban Chelaru, Dinu Flământ, Horia Bătescu, Cristina Scarlat și Stefania Hănescu. Îi felicităm pe toți cei prezenți la antologia Revisei cu vorbi literare. O altă carte, lasă acoperul la zilele cu vorbi literare, o carte în seria noastră Covărintea aia diplomației culturală, ne-a apuntat pe voia Pământului Euroest, locul și oameni. A apărut sub îngrijirea și adunarea de texte a lui Liviu Papuc, colegul nostru de la Covărintea aia. Este o carte necesară pentru a vedea cum se vedeau ținuturile românești, nu doar cele din Moldova și Țara Unească, ci și Basarabia și Transilvania, ce o carte atractivă și prin documentația asigurată de Nea Bogdan, fost viceprimar de Iași în perioada primului război mondial. Foarte carte interesantă și de luată în seamă și foarte frumoasă a fost. O carte îngrijită de Leote Ivanov, colegul nostru universitarul de la Catedra de Slavistică. Este o carte semnată pe Melincou, o iscută istoria Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi, e al doilea volum și cei interesați pot afla lucruri foarte, foarte interesante despre viața ortodoxilor de Rit Vechi, atât din partea românească a țării, cât și din partea limbilor de Nigru. Și, în final, vă prezintă o carte extrem de interesantă și dedicată unui drag prieten al nostru și colaborator, Comorbii, membru în colegiul redacției Comorbii Literare, mă refer la Pasarea Nicolescu, un volum dedicat activității foarte largi al lui Pasarea Nicolescu, omul cosmoter, publicat în trei linii, în care întâlnim colegi volum îngrijit de Simona Bordeanu, colega noastră, și de Florian Pasquier. Cei doi s-au ocupat de a avea textul dedicat prin Basarabia Nicolescu, atât în România, cât și în Franța. Sunt încă alții colegi ai noștri care semnează texte despre Basarabia Nicolescu și m-aș fi aici la Pupiu Căciunescu, de asemenea, cum spunea Simona Bordeanu, vreau să fac trimitere doar la cei care sunt membri ai filialei noastre, sunt foarte multe la afara filialei, tot membri ai scriitorilor, inclusiv eu am ceva texte aici despre Basarabia Nicolescu, deci este o carte și instructivă și necesară pentru a-l cunoaște de Basarabia Nicolescu, sunt de multe alte pațete decât cea de, cum spune, om cosmodel. Pe săptămâna viitoare.